Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de Clash Royale. Ei bine, suntem tot Arena 5, o să încercăm episodul acesta să avansăm. Nu sunt sigur că o să intrăm Arena 6, dar cu siguranță vom fi destul de aproape. Hai să încercăm să facem un 2v2. Nu facem un 2v2, facem direct 1v1 battle pentru că vreau să avansăm în arene. Oh, și nu se vedea ăsta. Da. Măcar mi-am dat seama repede. Ok, hai să vedem. Tipare level 7, deci e mai avansat ca noi, așa. Bun, văd că nu vrea să atace, așa că îi pun eu un baby dragon. Ok, îmi pune și el un baby dragon. Mi-a mai pus încă un baby dragon, ok. Nu prea am ce să-i pun, asta e o mică problemă. Da, a pus și Rage, ok, gata. Cred că i-am luat pe amândoi. Bun. Și mai e gemotocul ăsta mic, bun. Nu știu ce chestia, dar e foarte drăguță și pare foarte letală. Bun. Ne-a luat ceva din turn. Îl las pe el să atace de data asta. Bun. Ataci. Aoleu, ce mă enervează! Atacă! Așa! Witch, ok, am și eu witch. Încă un witch, ok. Eu am Spear Goblins și am Baby Dragon. Ok, ai Skeleton Army. Eu am Bomber. Na. Ok, are Rage, am înțeles. Ok, mi-a luat toate cărțile, super. Bun, e în avantaj. Sau nu? Ok. N-a avut deloc sens atacul ăsta. Bun, mă duc un print tare pe partea asta să vedem ce poate să-mi facă. Am înțeles, mi-a pus switch. Ok. M-a cam făcut. Da, Vere, nu prea ți-a ieșit schema asta. Ok, nu prea îmi place ăla acolo. De fapt, nu e problemă că pun Minion Horde. Oh, de fapt e problemă. Da, bun, i-am luat turnul, dar mi-l ia și el. Bun, nu mi l-a luat. Mai pun un Baby Dragon. Atacăm, atacăm. Ok, mică problemă, mică problemă. Mai punem un Witch. Ar trebui să rezolvăm problema, foarte bine. Bun, 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 mergem pe 3 coroane. Ne luăm bătaie la faza asta, Minion Horde. Da, bun, am reușit să luăm 3 coroane, dar e ok. Bun, am luat o coroană, e ok, măcar am câștigat, deci am luat trofeele. Ne apropiem de Arena 6, bun. Lumea îmi zicea că nu e bun deck-ul meu și să-mi fac alt deck. Doar că gen, nu știu, nu, n-am idee de alt deck. N-am cărți destule pentru un deck nou mișto. Hai să vedem. Ok. Și într-adevăr, deck-ul ăsta începe să fie destul de slab. Ok. Mamă, mamă, mamă! Văleu, nenică, e groasă! Mi-a luat deja un turn. Mi-a pus Giant. Mă rog, îl ia ușor, dar... O să mai pună Witch el sau ceva. Bine, giantul ăla chiar nu o să mă atingă deloc, gen, știi? Ah, fuck! Ah! Mă enervează când se întâmplă asta. Îmi place când fac eu schema asta cu Skeleton Army, nu când mi-o face mie cineva, e super aiurea. Mamă, ce mă enervează ăsta.
Bun. Ok, mi-ai pus Giant, am înțeles. Eu o să pun un schelet în arme aici pe tine și o să pun un prinț repede pe partea aia ca să iau ăla. Ah, ok, n-am luat Giant. Oh, 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 da, nu e bine. Mai dă una! Fuck! Îmi trebuia turnul ăla. Bun, 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 bun. Un turn trebuie să iau. Nu pot să cred, nu pot să cred așa ceva, frate. Incredibil. Bun, 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 bun. Bun, suntem în avantaj, suntem în avantaj. Mamă, ce comeback am făcut, ești nebun? Nu mă așteptam la asta. Huu! Bine, bine, rău a fost. A, să deschidem și crown chest-ul. Oh, ne-a dat și nouă chestiile alea mici, gen astea, fire spirits. Deci uitați-vă, deci fiți atenți. Am nevoie de ajutorul vostru. Astea sunt toate cărțile pe care eu le am în momentul acesta. Faceți-mi un deck foarte OP și comentariul cu cele mai multe like-uri o să fac, gen, o să fac deck-ul ăla în episodul viitor. Așa că comentați un deck bun cu toate cărțile astea pe care le am eu, inclusiv astea. Gen astea și cu astea. Faceți-mi un deck bun, iar cel cu cele mai multe like-uri, vom face deck-ul acela. Vedem dacă e mai bun sau nu. Avem un reward, hai să vedem. Avem upgrade la Giant atât. Wow. Chiar mai putem face upgrade la ceva cărți? Uite, putem face upgrade la ăsta. Ok, la Giant. Dar nu-l folosim. De fapt, hai să jucăm. Hai să jucăm și facem upgrade-urile altă dată. Bun. Nu vrea să atace el, l-am înțeles. Oh. Ce ai făcut, Vere? Da, nu știu, nu ți-a ieșit. Dar o să-mi iasă mie. Oh, nu, mi-e frică. Ai, de foarte frumos, îi luăm noi acel witch. Mai punem și un bomber așa. Cireașa de pe tort, știi? Să dea el ultima bombă când... Ia uite, ia uite, uitați-vă la el. Ce ziceam? Cireașa de pe tort. Până acum lăsăm pe ăștia să moară, că... Na, nu mai avem ce face altceva cu ei. Bun. Nu o să se aștepte la asta. L-am luat. Witch. Și din nou pe contraatac. Bun. Prințul ăla nu știu ce face. Dar nu te ajută deloc. Nici aia. Absolut deloc. Bun. Acum ne apărăm. Jocul ăsta e foarte strategic. Acum am observat chestia asta și trebuie să gândești mult ca să înțelegi cum să-l joci. Bun, acum aștept minutul și pun toate astea trei cărțile de 5 elixiri și gata, s-a terminat. Nici nu știu dacă mai apuc să le pun. Nici măcar n-am apucat să le pun. Ok, doamne, îmi place jocul ăsta foarte mult. Și da, știu, mi-a zis că trebuie să intru într-un clan, încă n-am intrat.
să vorbesc cu Max. Cred că intru înapoi în pinguinii pentru că alt clan, nu știu pe nimeni în comunitatea de Clash, deci, na. Bun, hai să vedem și meciul ăsta ce facem. Ok. Nu vrea să atace el. Bine, pun eu unul mic aici. Oh. Oh. Iar chiar crede că o să reușească ceva, gen cu muschetierii aia sau muschetier. Nu știu care e pluralul, nu contează, important e că noi am luat turnul ăsta. Și, nu știu, mai punem un bomb. Opa, stai că a pus... Ah. Punem și un bomber și niște spear goblins și nici nu cred că mai trebuie să punem altceva. Mini P.K.-ul ăla și-a dat jos tot elixirul, deci... Da, cum să câștigi un match în cât au fost? 20 de secunde? Ok. Ce ziceați de deck-ul meu? Că nu e bun, nu e bun deck-ul meu? Nu știu cum să vă zic, dar mai avem nevoie de 80 de trofei și intrăm arena 6. Deci, e de ok deck-ul, zic. Bun, hai să vedem ce facem și match-ul ăsta. Oh, witch, oh, ok, te duci pe partea asta, ok. Bine, mie îmi convine. Nu știu dacă a fost cea mai inteligent. Ce-a fost aia? Nu mă așteptam. Mi-am luat-o rău de tot, rău de tot mi-am luat-o. Ok. Ok, avem o mică problemă. Inferno Tower ăsta de ce nu-mi place. Are balon prostul, nu mă așteptam la asta. Bine, bine tu cu ăla. Ok. Inferno Taurul ți s-a dus, frate. Ah, prinț și cu witch, combinație de arena 2, dar merge atât de bine în orice circumstanțe. Ah, ce-mi place. Oh, nu. Mi-ai pus skeleton army. Eu îți pun bomber. Și te dus, nu mai ai ce să-mi pui, frate. S-a terminat și match-ul ăsta. A, ce frumos. Bun. Se pare că o să intrăm arena 6 în acest episod. Mai ne trebuie 50 de trofee. Bun. Battle. Tu. Deja plânge, neun. Inferno Tower. Bun. Nici nu pun nimic, frate. Aștept să ți se termine. Pe bune. Puțin lag acolo. Puțin mai mult. Nu știu de ce a făcut chestia asta, că nu l-a ajutat cu absolut nimic. Uite cum mi se duce Inferno Tower-ul ăla, frate. Fără să pună absolut nimic. Ah, hai că am pus și eu bine, rău de tot. Uite, vezi, și acum balonul ăla nici măcar nu o să mă atingă. Chiar dacă el pune rage, nu mă atinge. Bine, îmi iau un pic din turna asta, dar... Oh, nu! Inferno Tower din nou! Ce o să mă fac? Oh, nu! Skeleton Army! Doamne, tipul ăsta e prea bun! E prea bun! Aoleo, aoleo, ce ai făcut? Ups, l-am bătut și pe ăsta. Ok. Câte meciuri am câștigat episodul ăsta? Stai să văd, cum văd, gen, astea, meciurile pe care le-am jucat. Nu știu.
Mă rog, a, uite, ăsta, nu? Nu, Battles, ăsta, da. Și îmi zice gen când am jucat. A, uite, astea sunt de azi, gen la care poți să mă uit la replay, vezi? Ăsta l-am pierdut, cred că înainte să încep să filmez, dacă nu mă înșel. Deci de aici cred că am început să filmez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meciuri câștigate la rând. Eu zic că e ok, nu mă plâng. Bun, s-ar putea să avem upgrade la ăsta? Nu, n-avem, bun. Mai jucăm un meci. Nu vreau să fiu deja foarte încrezător că după o să pierd, știi? Good luck. Bun, hai să vedem. Good luck. Good luck. Ok, hai să vedem. Spirit Goblins. Oh! Ce a fost aia? Știu ce a fost, nu trebuie să-mi scrieți în comentarii. Oh, mi-a pus ăștia mici. Da, ok. Bă, îmi place. Adică, mă rog, nu-mi place, dar e bună strategia lui, știi? Ok. Mi-a luat... Oh, shit, are și Inferno Tower. Na, nu mă așteptam la asta. Neam. Ok, suntem în dezavantaj. Și nici n-am cărți, ok. A, e groasă. Oh, nu, chestia asta nu m-am așteptat. Da, vezi, sunt prea încrezut acum și pierd, na. Fuck. Ok. Cred că aștept minutul să dau alea. Oh my god, nici n-apuc să aștept minutul, frate. Mi-a luat tot! Ești nebun! Ce dracu, frate, eu nu am, mamă, frate, să mă, mamă. Futu-ți dumă. Nu las. Oh, nu. Oh, nu! Nu. Tu nu mă bați azi, înțelegi? Nu voi permite acest lucru. Oh, nu. Oh, nu, oh, nu, oh, nu, oh, da. Ok, ok, suntem, oh, nu. Oh, nu. Houston, avem o problemă. Dă-i, frate meu. Una, shit. Cred că s-a zis și cu noi, da, s-a zis cu noi. Nu cred, frate. Mamă, ce aproape eram. Ei bine, fraților, aici voi încheia și eu acest episod de Clash Royale. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Gami, iar ne vom vedea data viitoare. Ah, da, și să-mi scrieți în comentarii decuri. Și dacă v-ați uitat până la final și dacă mai fac episoade de-astea lungi. Eu am fost Gami, ne vom vedea data viitoare. Pam!